Conform ordonanței de urgență recent adoptată de Guvernul României, executările silite nu vor mai putea fi făcute decât pe bază de sentință judecătorească. Practic, o bancă sau orice alt creditor nu va mai putea obține executarea silită a debitorului de la executorul judecătoresc, care până acum aproba sau respingea cererea în maximum 5 zile. Referitor la această procedură, Curtea Constituțională a ajuns la concluzia că executarea silită făcută în lipsa unui control judecătoresc încalcă exigențele dreptului la un proces echitabil prin lipsa garanțiilor de imparțialitate și independență. Dan Suciu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, a precizat că prin ordonanța de urgență adoptată s-a revenit la vechea formulă prin care erau declanșate executările judecătorești prin decizia instanței. De asemenea, instanța este obligată să efectueze un control judecătoresc preventiv asupra declanșării producerii de executare silită propriu-zisă.